Pentru evitarea oricăror riscuri, giurgiuvenii sunt sfătuiți să cumpere carne de miel doar din unități autorizate, potrivit tuturor normelor în vigoare. În județul Giurgiu, doar două abatoare sunt autorizate din acest punct de vedere, astfel încât sacrificarea mieilor în condiții perfect legale se poate face doar în aceste două unități. Recomandarea medicului veterinar întotdeauna este să cumpărați carne și produse din carne sau produse alimentare numai din locuri autorizate. Aceste locuri autorizate sunt prin ordinele Direcției Sanitar-Veterinare, iar în cazul sacrificării mieilor, că de asta vorbim în perioada sărbătorilor pascale, sunt cele două abatoare, unul la Răsuceni, Societatea Comercială Surachi SRL, și la Mihăilești, abatoare de bovină și ovină Acro Marco. Cei care au miei și vor să sacrifice, se face prestare de servicii, de acolo animalele pleacă cu certificat sanitar veterinar de carne și organe și cu ștampila abătorului respectiv. Ștampila este ovală pentru că cele două abătoare sunt autorizate pentru comerț intracomunitar. În această perioadă, inspectorii sanitari veterinari efectuează deja controle, în special cu privire la comercializarea produselor alimentare care sunt căutate pentru sărbătoarea Paștelui. Controlele vor continua până la data de 12 aprilie și vizează atât condițiile de sacrificare a mieilor, cât și eventualele transporturi ilegale de animale sau produse din carne.